țin niște tacheta sus și iată, ei sunt victime naturale a acestui, sistem. Eu cu mândrie am citit, am dat să share la... 3 like-uri am strâns, da. Nu prea interesată lumea de lingvicinoștri, da. Eu știu că în spatele lor e o muncă colosală. E imensă, imensă muncă. Dar și la universitățile mari ale lumii i-a și luat. Sigur că da, păi ce? Au un viitor, domn profesor, are vreo că... N-ai cum să zici că dacă ai... Nu știi am, ceva... Am avut șansa, stând așa la un moment dat, în 96, când... Mă rog, bătălia cea imensă care am dat-o eu cu băcăoanii mei și cu tot sistemul, în, la un moment dat eram lângă un profesor din Pitești care avea un elev pe care îl conducea încă din clasa 9 și care lua saurul în fiecare an. Deci, atenție, stăteam lângă un profesor care era antrenorul acestuia și care lua saurul din clasa 9. A 9, 10, 11, 12. Național. La internațional. La internațional. La internațional. Deci aurul la internațional, în fiecare an. Să se numărul. Și îl întrebam totuși, zic, ca profesor acolo, cum te descurci cu așa ceva? Ei, păi ce să zic? Zice, ai două fii din scurt asta. Adică n-a fost niciodată vreo problemă dată la vreun concurs internațional pe care el să nu l-a fi făcut. Deci tot ce fusese dat la internațional, de fiecare dată dacă a luat aurul, maxim putință, tot era copilul luat era el. Era super. Era așa, era doamne, doamne, doamne. Așa. Deci avem, nația română prin excelență este foarte bine mobilată. Dumnezeu a rânduit așa să fie românul destul de bine mobilat. Din păcate, antrenamentul lipsește. Și lipsa antrenamentului face ca pe foarte mulți să-i pierdem. Sunt copii extraordinar de valoroși, dar dacă nu sunt lucrați, nu sunt antrenați, nu li se dezvoltă acest apetit, așa, nu descoperă frumusețea matematicii. Mai spuneam și altă dată, mergeam în avion și mă uitam acest colos care era în aer și aveam impresia că, mă rog, ești într-o clădire. Și mă gândeam, câtă matematică e acolo. Normal. Doamne, câtă matematică, câtă precizie, exact. Că totul este extraordinar. Numai matematică. Curgea matematica. Pe unde mă întorceam, vedeam mai matematică. O piesă din aia care da. E la milimetru, la ce la milimetru, la un pic, fantastic. Care se greșește, mică. Ați călătorit acolo, cum imită pasă, da, când se deschide, exact. Perfect, la altitudinea aceea, începe să frâneze. Este extraordinar, că aici matematică cât cuprinde. Unde? Ce să construim noi cu pregătirea care o avem la copii? Ce să construim? Ei construiesc avioane. Imediat îi coptează pe acești copii valoroși. Și le oferă tot. Și creierile foarte puternice, iată, duc și construiesc mai departe. Noi ce facem? Rămânem la sapă de leu. Așa e. Dragul, și aici te duc la o oră și 11, o lăsăm de acum. Mai avem o problemă. Da. Deci e complicată perioada în care trecem. Deci oricum, domn profesor, la cât de jos a ajuns matematica, mai sunt câțiva olimpici internaționali. Da, da, vezi, este sentimentul de mândrie. Da, domn profesor, pe cuvânt, da, dacă nu m-am încercat. Da. Era... Sunt nostalgic, sincer vă spun. Da. Eu când acolo eram în Redmond, spuneam, și la cabana aceea unde erau grupul de români, cele 6 familii cu copiilor, tot, călcam cu atâta sfială și mă gândeam, ce valori sunt acolo. Da, vă cred, este extraordinar. I-am un respect deosebit pentru rămâneam așa, știm, parcă ziceam, să nu deranjez, să încinsesc o discuție acolo frumoasă și... Ei discutau despre subiecte sau ce probleme pun pentru a face angajări. Majoritatea aveau echipă în spate. Vedeți, și, au ajuns foarte sus, da, pentru că au învățat foarte mult. Spuneau, păi, uite, problema asta, aici m-am simțit și eu în largul meu că am participat, eram și eu profesor. Da, profesor, probleme de astea de... Satisfacții deosebită. Da. Asta au pe urmă, nu olimpicii ăștia așa ați reușit cu un liceu slab și ați reușit
față cu foarte mult. No, aproape imposibil. Exact. Și crezi că Dumnezeu a rânduit pentru mine. Și să vă bate, exact, și să vă bate la un liceu de petrol, de băine. Asta a fost. Aici a plecat deranjat. Aici a fost disproporția. Cât de la liceu de informatică, din București, din Cutare. De mă băteam cu alea. Da, domnule, dar știți ce praie? Doamne, iată să mă ierte. Nu o să vă ia să vă aducă la cele mai bune școli ale Bacăului, adică să vă atragă, să zic, domn profesor, stați puțin, că avem nevoie de noastră aici. Adică ei v-au lăsat acolo și vă mai puneau și bieții în roate. Nu numai. Toată chestia era să nu cumva să mai reușesc anul următor. Exact. Adică vă urau din picați. Da, ce de ei. Da. Dar acum... Tot de ei. Da. Și domnul profesor venea, venea cu grupa lui. Ia, haideți-mă, la luptă, toți, oștenii mei. Și lua toate medaliile și așa îți băgau iar în gât. Da, și n-au avut decât o singură soluție. Să strângă rânduri și, băi, trebuie să moară asta, trebuie să ne spargă. Da, ăsta dă să-l omorâm. Deci asta e mentalitatea proastă. Da. Ce că să-l omorâm? Știi, în loc să-l luăm, să-l băgăm în, nu știu. Nu se putea, nu mai putea suporta. Mirința la care se punea. Da. Când în 95 a fost Olimpiada faza națională aici la Bacovia, 95, eu aveam pe Adi și pe Aura în clasa 11 și pe Adi și cu Petronela în clasa 9, alți cei doi de a 9 și 11. O parte mă ovaționau, alții mă jurau. Da, era spectacol, că n-am când a fost momentul de festivitate, de premiere, cei de pe Alexandrie, nu știu ce, băi, ce bine că ne-ai dat una la Bacovia și la Vânceanu și la ăștia, tot liceu. Bravo, mă, băi, i-a făcut-o. Ăștia se bucurau. Erau că mâncării mei. Da. Și celalți, mă rog, erau supărați, nevoie mari și lasă că nu mai treci tu de noi în anul următor. Păi știți, povestea mai zis. N-au venit niciunul cu ofertă în asta să vă ia de la Vânceanu, de la să zică, domn profesor, dar vă vrem în rândurile noastre. Da, da. Vă vrem. Când am fost la ministru în anul următor și mi-a cerut că mă zdrobeau ei, ministrul știa de mine. Deci ministrul știa de mine că era fuseseră, când s-a făcut statistica, așa zis, băi, la liceu de petrole Măinești, ăla cu patru, profesor, uite, acolo, rău acolo, s-a extraordinar și cu el. Deci pur și simplu s-a întrebat și cu el. De ce când am spus, uite așa, vreau două locuri, că ăștia mă zdrobesc, am spus, bă, bun, îți dau două locuri ție. Dar ai grijă. Că te termină ăștia, băcoane. Și propunerile astea pentru profesorii foarte buni, cum se făceau? De ce nu v-au luat? Păi... De ce nu v-au luat de acolo? Să zică, domn profesor, dar veniți să-mi coace, domnule, la Vrânceanu. Treceți aici, domn. Cum să fie așa, când toată bătălia era pentru ca să mă zdrobească? Pentru că nu-i interesează asta. Mihaela, voi nu puteți să înțelegeți. Sunt șocată, cum să nu-i interesezi, domn profesor? Interesează. Dacă la Național, acolo, când am fost, m-au sancționat băcăoanii mei să piardă locuri, n-avea importanță, numai să nu iau eu. Când v-am spus că Petronela... Da, și eu o trecut singurica, nu? Așa, și când... Nu. Eu o scăpat, și cu un elev o scăpat. La Buzău o depunctaseră, pe problema aceea, soluția aceea extraordinară. Da. Așa, ei aranjaseră cu cei doi profesori, corectori, atenție, aranjaseră cu cei doi corectori, încât o sancționat-o. Așa, am scos-o de la oră în nota 1 până la 6, nu-i mai dat un punct să nu iau locul întâi. Luam locul întâi pe țară. Am luat locul 2. Dar n-avea importanță. Aia s-au bătut să nu se întâmple chestia asta. Problema 10, domn profesor. 10 la 179, ce vremuri? În ipoteza A, B, C, D, aparțin cercului de centru O și rază ier, în această ordine. A, B, C, D. Aparțin cercului, de centru O și rază ier, în această ordine. Centru O și rază ier. Da. Dacă distanța de la O la AC este egală cu distanța de la O la BD, de la O la AC egală cu distanța de la O la BD, atunci arătați că, în concluzie, AC congruentă cu BD. Deci ABCD, cercul, centru O și rază ieri.
și ABCD, aceste puncte, așa, fel că distanța de la O la AC. Această ordine, A, B, C, D. Așa, de egal, distanța de la O la B, D. O la B, D. Să notăm, nu? În aceeași ordine, A, B, C, D. Da. Distanța de la O la A, C. O, M, O, N. O, M și O, N. Da? Trebuie să arătăm că ce e cât BD. Să arătăm că AC este în condiție să fie cât BD. Deci am respectat A, B, C, D. Și distanța asta e cât asta. O M e cât O N. O M este cât O N. Nu-i bine? Da, e ce da. Da, ABCD trebuie să fie AC și DB să fie... Păi dacă ABCD în această ordine, vezi? ABCD, picer. Păi uite. Păi da, așa e și la bine, da. Deci acolo nu sunt perpendiculare. Eu mi-a reușit că sunt perpendiculare. Nu știu de ce, dar așa simțit că sunt perpendiculare. Tu crezi că dacă le luăm altfel... Ia să vedem. Poate ai dreptate, Miruna. Să nu cumva să picți o chestie de... Miruna, hai să iau așa. Așa o lași. Nu? Uite așa. Uite așa, ca să nu apară nicio... moment de... De sus, ca să spui ce din două. Ce, de, da. Da, Miruna, e bine că ai făcut așa. Și sunt O, N. O, M și O, N. Păi, dacă ducem O, A și O, C, trasăm. Da, deci unim pe O, A și O, C. Ce fel de trunghi este? Trunghi sau cel. Așa. Deci O, M, și mediană și lățime și tot ce vrem. Da. O, N, iar trasăm O, B și O, D. Așa. O, B și O, D. Nu-i în prelungire aici, da? Miruna? Da. O, M și O, B, da. Noi avem AC, trebuie AC și B. Ca să arătăm că AC e cât BD, e ca și cum a zice că triunghiul A... AOC cu AOC cu D. Corect. AOC cu BOD, să fie concret. Uh-huh. Ele, cele două triunghiuri, sunt isoscele amândouă. Da, avem AO cât OB, OC cât OD și da. Trebuie să mai demonstrăm că AOC cât BOD. Așa. Ori unghiul, nu? AOC, da. Te gândi da. La asta. Dar mă gândesc să fructificăm faptul că da. E perpendicular și perpendicular și că sunt egale astea. La ce? În loc să spun că tot triunghiul AOC cu BOD congruent, mai bine zic OMC OND. Că dacă OMC e congruent cu OND, ele sunt dreptunghice. Sunt dreptunghice. AOC cu OD. Atunci OC cu OD au razele. OC și OD sunt raze. Da. Și cred că am șanse să spun că sunt congruente, atunci ND va fi cât MC, da.
Da. Și de două ori, va fi de două ori și gata problema. Bun, deci noi aveam un unghi de 90, OC cu OD. Da. Și mai avem un unghi sau... Nu mai avem pe un mân, cu un. Dar știm asta? Da, uite, știm că distanțele sunt egale. Distanța de la O la AC, asta înseamnă OM și ONĂ. OM, asta de ce? Da, da, da. OM e egal cu ONĂ. Da. Asta înseamnă OM și ONĂ. Și gata problema. Deci vine foarte repede. Hai să-ți spunem și noi așa, că triunghiurile... Demonstrație, da? Triunghiul OND și triunghiul, luăm spre comparare. OND și cu OMC. Despre cele două triunghiuri putem afirma că au. Ce au adică? OND și OMC unghiul de 90 de grade. Adică măsura. Măsura unghiului OMC. OMC. Egal cu măsura unghiului OND. OND. Egal cu 90 de grade. Bun. După aia, OD. OM perpendicular pe AC. OM. Perpendicular pe AC. Egal cu OND. Da. OM egal cu ONĂ, adică... OM congruentă cu ONĂ, da. OM congruentă cu ONĂ din ipoteză. Mai avem și OC cu OD. Câți rase? OC cu OD, da, rase. OC congruent cu OD rase. Și conform ipotenuză... Latură, unde latură? Sau că se întâmplă un drept unghi. Sau ipotenuză catetă. CI, conform pe CI, triunghiul luat în discuție. Triunghiul ONG, congruent cu triunghiul OMC. Și dacă triunghiul este congruent, toate elementele sunt congruente două câte două. Și atunci rezultă că și ND, da? ND, da. Congruent cu OMC. Adică, de aici, ND ca lungime, ND egal cu MC, nu? Da. Și mulțim cu 2. 2 ND egal cu 2 MC. Adică, AC egal cu BD. AC egal cu BD. Și problema este rezolvată. Ce a avut aici interesant? Faptul că teorema aceea perpendiculară sau dacă distanțele sunt egale la două arce, teorema în sine. Da. Noi am demonstrat teorema. Dacă distanțele sunt egale la două corzi, atunci corzile sunt egale. Deci asta e teorema care tocmai ce-am discutat. Una din cea care am enunțat-o și am și spus-o așa pe fugă. Dar acum am demonstrat-o. Când așa arce congruente corespund unghiuri, nu asta, nu? Nu, aia... Într-un cerc diametru perpendicular pe o coardă, împarte coarda în șarful. În două, asta... În două coarde congruente. Două coarde ale unui cerc sunt congruente dacă și numai dacă distanțele... Așa. De la cercul centrului la cele două coarde sunt congruente. Exact. Asta e. Am făcut-o pe aceea în care distanțele sunt egale și atunci corzile sunt egale. Invers. Dacă corzile sunt egale și distanțele sunt egale. Noi știam, distanțele înseamnă corzile obligatorii. Aș putea să plecăm așa? Să zicem asta? Nu, nu am demonstrat-o. Am demonstrat pur și simplu teorema asta. Uh-huh. Deci, suntem la început în probleme de șesea cu cerc. Care e noutatea? Ce vreau să înțelegeți? Cu ce vă alegeți din discuția de astăzi? Cu faptul că unitățile de măsură pentru unii sunt de două feluri. Unul poate fi măsurat în grade sau și în radian. Și în radian. Mătați-vă asta, că asta e cel mai important. Deci toată discuția de astăzi, lasă să rezolvi, da? Deci, unghiurile pot fi măsurate în două puncte. Unu, grade, în paranteză, a 360-a parte dintr-un cerc, asta înseamnă gradul, grade, adică un grad egal la 360 parte dintr-un cerc. 2 radiani.
al doilea unitate de măsură, în radiani. Un cerc, în paranteză, un cerc are 2 pi radiani. Un cerc are 2 pi radiani. Adică la 360 grade înseamnă 2 pi. La 180 grade înseamnă pi, la 90 pi pe 2 și așa mai departe. Deci ați văzut, acesta este lucrul cel mai important. Și când o să mă aveți în bună dispoziție, vreau să revin la funcție, că tare mult îmi place mie acolo chestia. Aș vrea să fac practica pe ce înseamnă funcția trigonometrică. Vreau să vreau pronunțarea cuvântului funcție. Miruna, uite, vezi tu, unghiul de 30 de grade, da, sinusul său egal cu cateta opusă supra ipotenuză. Da? Dar dacă prelungesc un pic, am deci O A B și O A 1 B. 1. O A 1 B 1. Și raportul A B supra O B, eu zic că este egal mai departe cu BB1, A1B1 supra OB1. De unde este asta? Teorema lui Thales. Teorema lui Thales. Fiindcă AB pare cu BB1. Și raportul și egal, dacă vrei să continui cu foarte multă siguranță, egal mai departe cu OA supra OA1. OA supra OA1. Ah, da? Da. Deci eu vă spun așa, că sinusul egal cu cateta opusă supra ipotenuză. Dar egal și cu cateta cealaltă opusă supra ipotenuză. Și ca alta, și așa mai departe. Aceeași, raportul este același. Deci raportul din teorema fundamentală a asemănării, raportul este același. Am convenit să notăm raportul acela cu ce să-l notăm? Cu un număr. Ui. Și l-am notat cu sinus. Valoarea raportului acela l-am notat cu sinus. Sinus de alfa, de 3 de sinus 3 de alfa, să zic. Da. Alfa. La un alt unghi am altă valoare. Deci cum se schimbă măsura unghiului și numărul acela e altul. Așadar apare o fel de corespondență. La un anumit unghi o măsură, îi să punem corespondență un număr, alt unghi, altă măsură. Și raportul acesta e tocmai rețeta după care se obține raportul acesta. Și raportul, în felul ăsta am vorbit de funcție. Funcția fiind aceea care pune în corespondență unui anumit unghi un număr real, care e totdeauna cuprins între minus 1 și plus 1. Deci, funcțiile ce fac? Unor x cunoscuți, îi punem y după o rețetă. X și cine sunt acum? Unghiurile, care se pot modifica mai mult, mai mult, mai mari, mai mici. Da? De ce vorbește de funcții autorul? Da, 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 da. Când zice, am introdus funcțiile trigonometrice. Trigonometrice, corect. Am pronunțat cuvântul funcție. De fapt, el am vorbit mai devreme, fără ca să vă introduc la ideea în sine, da? La noțiunea aceea. Rămâi să vedem altă dată, să văd când sunteți un pic mai proaspeți, să putem să și să reluăm cu noțiunea de funcție. Da, văd că nu a venit clasa, mă spui cea. Dacă nu a venit... Facem sinteză? Da, cercul. Să facem la cercul, da. Sinteză, cercul. Iată, asta am complicat. Vedeți, era mai mult comitet, domnul profesor. Ce faci aici? Ei, nu, da, până asta, de asta nu e eu, da. Nu am zis, nu știu nimic din toate. Ai că putem să mi chestii. El n-a o boală, n-a nimic. Uite, Vicky, domnul, Vicky, domnul, doamna spune în altă lecțiile care trebuie. Fie de acolo. Eu n-am completat-o. Așa să fie, domnul. Sinteza. N-ai, n-ai, n-am scris nimic de boală. Ori. Cercul. Aici am vorbit. Arce. Da, la centru. Da. Corzi. Unghi la centru.
La centrul. Unghi cu vârful pe cerc. Da. Cu vârful. Lungimea cercului. Pe cerc. Unghi. De la centrul unghiului pe cerc. Unități din măsura unghiului. Da? Unități de măsură a unghiului. Adică e vorba de gradul. Și gradul și al doilea radianul. Da? Lungimea cercului. Da? Și probleme. Da, da. Probleme. Cam asta a fost. La revedere! La revedere! Nu uita de like și share, nu? Nu uita să dați like.